Bun. Am fost în sală, am simțit și o reacția foarte bună a publicului și sunt convins că aveți curiozități. Avem suficient timp la dispoziție. O să încep eu foarte... nu chiar toată noaptea, dar... Merge și ăsta. Să-l dau ție pe ăsta, Marian. O să încep rapid cu tine. Am două întrebări scurte de început și apoi o să trecem și la eu și la Ovidiu. Dacă nu mă înșel, tu ai scris și ai făcut filmul ăsta când în România erau multe proteste de stradă, era o mare nemulțumire la adresa clasei politice și vreau să întreb dacă toată atmosfera din anii din urmă te-a influențat în vreun fel în momentul în care te-ai gândit la filmul ăsta și bănesc că ideea era oricum mai veche. Nu neapărat. Am scris ceva de ăsta pornind de la note și de la observații pe care le-am făcut de-a lungul anilor, de când sunt și eu alegător. Și sunt multe lucruri și în film și în scenariu care pornesc de la tot felul de momente din campaniile electorale din ultimii, poate, 15-20 de ani, nu neapărat în ultimii ani. Și mi s-a părut important să vedem procesul ăsta al alegerilor și al unei campanii electorale din punctul de vedere a unui cetățean dintr-un orășel mic, dintr-un orășel Casalonta, acolo unde am copilărit și unde am crescut și unde mă întorc în fiecare an. Și am încercat să observ cum văd oamenii de acolo alegerile. Nu cum le vedem la televizor sau cum le vedem în talk show-uri. Și filmul vrea să arate o perspectivă diferită, poate. Adică dacă în Senatorul Melcilor, în 95, dacă nu mă înșel, e filmul, vedem un senator care e portretizat aici, pe lângă faptul că avem politician, am vrut să văd cum e afectată viața unui om simplu, cum el devine parte din jocul ăsta politic. Încet, încet e folosit sau intră într-un mecanism și e corupt. Dar tot timpul am încercat să văd lucrurile prin ochii oamenilor din orașul meu, din Salonta. Mi-am imaginat cum vecinii mei sau oamenii pe care știu, unchi, mătuși, ar trăi așa ceva, o campanie electorală. Și așa l-am scris împreună cu Gabriel Andronache, un scriitor de la Iași. A fost un joc, un schimb de idei la început și i-am scris mai mult pe personajul al dialogul pentru personajul din Ardeal, iar Gabriel a scris pentru cel din Moldova, după ce am crezut de acord că așa ceva poate fi un subiect de film. O campanie electorală într-un oraș mic. Și a doua întrebare, scurtă întrebare, tu ai debutat cu un film care era tot la Salonta, cu Morgan, chiar dacă nu chiar în oraș, era vorba tot așa de o casă undeva la margine, de întâlnirea între două personaje, nu un local și un migrant turc. De ce îți place să revii mereu acolo, să primezi acolo, să-ți plasezi unele dintre filme în orașul tău? Ce e special? Chiar de ce? Nu sunt singur și nu sunt nici de cum primul cineast care face asta. Se zice că e bine să povestești de lucrurile pe care le cunoști. Și mie mi-e ușor să scriu despre caractere și despre personaje care sunt inspirate din oamenii de acolo. Mă simt confortabil și scriu foarte ușor situații și replici ale personajelor care vin de acolo. Și pe lângă asta, cred că
poveștile importante sau, nu știu, scenariile importante poate să pornească în locuri mici, nu neapărat din New York. Oriunde în lume există umanitate, există relații umane și chiar și povestea unui om simplu de oriunde din lume poate să fie importantă. Și cred în asta și, cum ai spus, primul film din 2010, Morgan, explorează un personaj similar. Era un personaj, un bodyguard de supermarket. Aici avem un tractorist. Sunt personaje din viața cotidiană după 90, personaje în tranziție, niște bărbați la 40-50 de ani care sunt oarecum emblematici pentru viața pe care o trăim în partea asta de lume. Și încă ceva, simbolul tractorului și a lumii este a țăranilor din orășele și din care încă se luptă cu pământul, cu aceste tractoare care au început să funcționeze în anii 60-70, care erau un fel de simbol al agriculturii socialiste. Sunt personaje pe care le găsești în toată Europa de Est, din Cehia până în Rusia, în Bulgaria. Poți să vezi acești oameni, aceste tractoare care stau prin curți părăsite ca niște relicve a unei lumii care a dispărut. Și asta mă interesează să observ. Ion, Mariana m-a turistit după ce, acum, recent, să zic așa, și public, s-a gândit din prima la tine pentru acest rol. Și vreau să te întreb cât de, bănesc că este un rol extrem de ofertant pentru un actor să joace un politician de tipul ăsta, care e clar la antipod, să zicem, unui om, nu știu, de artă sau unui artist. Eu, în primul rând, trebuie să îmi cer scuze că nu am mască, dar vreau să spun, să vă informez că sunt vaccinat de 3 ori. Astăzi la vamă mi-au spus, la vamă și moldoveni, am zis, uitați-vă, zic, am actele așa de 3 ori, zic, nu-mi interesează 3 ori, îmi interesează 2 ori. Dar la primele 2 zic, ok, zic, uitați-vă, am și actul 2. De aceea nu port masca, că ea este adus, că o am, dar nu mai pot. Probabil că ați avut o problemă foarte serioasă pe care am avut-o și eu la filmări, pentru că ați auzit că în film se vorbește puțin diferit. E un fel de au vorbit de acolo, din Solon, care... Și pentru mine a fost foarte dificil să mă prind de graiul acela ardelenesc, pe care e dulce, la fel ca și graiul moldovenesc, și pe care l-am iubit. Maestrul vorbește impecabil această limbă minunată, de după mânți, eu mai puțin, adică pot doar să o imit, să o caricaturizez oșa cum pot eu. Dar, și evident că a fost foarte dificil pentru dumneavoastră. Așa amuzant. Și amuzant, evident. Asta a fost o surpriză foarte mare pentru mine atunci când am aflat, sau mă rog, când au început probele, că în sfârșit personajele mele au crescut. Deci am fost și primar, am fost și profesor, am fost de astea și la un moment dat m-am ridicat la nivel de ministru al agriculturii și apoi urma să mai fiu și deputat în Parlamentul, așa, mâine pe mine. Am avut, este adevărat că am avut o ofertă foarte interesantă, să joc pe președintele Moldovei. Într-un miniserial englez. Când am primit lucrul ăsta, zic, cum adică? Nu, zice, este un personaj fictiv, zic, știți, acum la noi e o femeie și zic, este una superbă care se pare că în sfârșit mișcă ceva pe acolo. Păi nu o să jucați așa, dar a venit pandemia și serialul a picat. Dar trebuia să joc un președinte al Moldovei rău, care se căsătorește cu o fostă gimnastă
și la prânz mănâncă ouă fierte și îi servește și pe ministrii lui. Deci, pe scurt, era clar că e o porcărie și n-am mai reușit să joc aceasta. În ceea ce privește rolul, mie mi-a plăcut foarte mult și în același timp m-am speriat foarte tare de acest personaj. Cineva a spus astăzi în sală și a dat perfectă dreptate că nu toți politicienii sunt așa și slavă Domnului că nu e chiar așa, dar eu, cum am interpretat eu acest personaj, se pare că după Revoluție, cel puțin în România, dar se pare că și aici, după Revoluție a venit o nouă clasă sau niște tineri, hai să le zicem noi, lupi, așa, care între timp, în 30 de ani, s-au transformat în șacali. Este vorba de o poveste a unui șacal bătrân cu dinții putrezi care încearcă să dea o luptă, o ultimă luptă, să zic așa, pentru a se adăposti de toate relele, de tot ce a făcut el, a reușit el să facă în viața lui de politician. Eu personal consider că acest asfințit politic al casei care s-a format atunci, în anii 90, e întruchipată de acest personaj și eu îi recunosc la tot pasul, îi găsesc la Iași, foști deputați, foști miniștri chiar, la Iași, care îi găsesc în tot decrepitudine și mai încearcă, au fel de zbatere din astea. Nu mi-a fost foarte greu să portretizez un astfel de personaj, nu știu cât de mult mi-a reușit, dar repet, este cognoscibil sau recunoscubil personajul și mulțumesc echipei că a fost atât de drăguț și mi-au încredințat rolul ăsta. Nu am încercat să mă răzbun sau nu am încercat să caricaturizez, poate pe locul s-a întâmplat lucrul ăsta. Am găsit și astăzi vreau să spun că tocmai am făcut un filmuleț cu un alt regizor mare a României, care spunea că este topit după acest final. Este unul dintre cele mai tare finaluri, mulțumesc, domnul Mareș. Este unul dintre cele mai bune finaluri a unui film românesc. Un fel de zid în care ne izbim cu toții și se lasă întunericul peste, adică se închide filmul. În ceea ce privește tractorul, mie mi se pare că Marian este optimist, că i-a zis aceste tractoare care se regăsesc ruginite în curțile oamenilor, țăranilor, nu este adevărat. Eu am fost la Salonca unde am lansat cu toții acest film și când mă întorceam cu trenul, iasă la un moment dat am văzut un fix un tractoraș, parcă era un cadru din filmul nostru, un tractoraș din ăla care se chinuia să urce pe un deal, nu știu ce, căra pe acolo și am vrut să sun repede pe Marian, zic, băi Marian, uite că am văzut tractorul nostru pe un deal. Și tot căutând pe ăsta, la un moment dat m-am uitat pe alt deal și am văzut încă unul, care la fel, însă și tot așa culoarea aceea roșcată, ruginie, așa, după care au fost încă unul și încă unul și încă unul și mi-am dat seama, iarăși, repet, nu este o critică, sunt aici câțiva oameni pe care îi respect foarte mult, care o să zic, băi, Ioane, nu mai zici din astea, dar așa este. Se pare că imaginea României, chiar acum am avut o polemică în care am spus că filmele românești nu este o agenție de turism, noi nu vrem să arătăm România frumoasă. Toți o știu că România e frumoasă, dar România mai are și niște defecte pe care regizorii noștri le-au desprins aceste cioburi de realitate din cotidian și le-au pus pe ecran. Vreau să spun că în continuare imaginea noastră nu este altceva decât un tractoraș cu o furnicuță din asta care se chinuie să atune fânul sau iarba sau săcare, sau să
și din păcate așa este. Pentru mine, tristețea filmului este că l-am terminat exact când au început nenorocirile astea și cu pandemia și însă, pentru că probabil ar fi împușcat mult mai bine, pentru că filmul era făcut chiar în preajma acestor alegeri ale europarlamentare și ar fi fost de o actualitate crâncenă atunci. Am pierdut startul ăsta, știți de ce, și iată că o să-i dau cuvântul lui Ovidiu. Ovidiu Crișan, adevăratul om din... Na. Îmi păresc în cazul tău a fost mai ușor pentru că Marian e ardelean, tu ești actor ardelean, ați filmat în Ardeal, te simți mai în albul tău. Da, sigur că am fost picat, sigur, da, m-am născut la Galați. Da, da, de mai multe ani ești ardelean. Sigur, sigur, da, sunt ardelean, părinții mei sunt ardeleni, am crescut în Ardeal, în Cluj, și sigur că sunt ardelean, numai că la Cluj nu se vorbește ca la Salon. Adică sunt mici diferențe, mici nuanțe. Eu, spre deosebire de Ion, eu n-am fost de la bun început în calcule, adică rolul nu a fost scris pentru mine, eu a trebuit să mă prezint la un casting, să fac niște probe și în urma deliberărilor, până la urmă, din fericire, am fost ales pentru acest rol. Sigur, atunci când primești un rol, ești foarte fericit, după care, în secunda a doua, stai și te gândești, Dumnezeule, dar stai puțin că e complicat, adică e un rol... Și mi-am dat seama, sigur, citind scenariul, mi-am dat seama că este un rol extrem de complex. Și spunea și Ion, da, e o mare responsabilitate și sigur că ți-e teamă și te gândești că da, trebuie să-l faci foarte bine, nu oricum. Înainte să urc aici, în fața dumneavoastră, cineva, e în sală o domnișoară foarte drăguță, mi-a spus în dulce de grai moldovenesc, eu îmi spuneam, și cel moldovenesc? Ambele graiuri sunt foarte, foarte, foarte dulci. Și mi-a spus... Știi că microfonul se reacționează la minciuni. Da. nu, poate să confirme, e în sală. Mi-a spus... Sper să pot să le dau un loc mai. Dar nu seamănă deloc cu dumneavoastră ce e acolo. Cam așa ceva, dar nu știu dacă am spus că nu am nicio cum nici eu nu pot să vorbesc moldovenește, e tot așa, un fel de... Și... Dar pentru mine asta este un desiderat. Îmi doresc foarte mult, îmi doresc să fac ca personajul pe care de joc să fie altceva decât sunt eu. Și apropo, eu am regresat ca tactul social, ca să spun așa, pentru că un alt film, dimineața, care nu se va sfârși, jucam rolul unui ambasador, ambasadorul României la Nicosie, în Cipru. Aici, tractor. După ce am luat rolul, prima întrebare pe care mi-au adresat cei din echipă și toți cei care se pun, da, tu știi să conduci tractor? Ai necondus vreodată tractor? Nu, tractorul am condus în viața mea, dar zic, nu fi vreo rachetă. Sper să mă descurc. Și am ajuns la salon, am făcut și repetiții, repetiții nu doar legate de text și de raționare și așa mai departe, ci mi-am dat tractorul pe mână, m-au lăsat pe un câmp, mi-au zis, nu joacă pe el. Plimbă de el, acolo nu era niciun pericol și da, m-am perfecționat, ca să zic așa, la sfârșitul filmărilor. M-am și primit o diplomă de tractorist, din partea celui care ne-a furnizat tractorul pentru că așa a făcut de tractor, suntem la capitolul tractor. Până la urmă, Viore, primește tractorul sau nu primește? Da. Da? Având în vedere că sunt și oameni politici în sală, mă rog, așa, da, sigur. Evident că nu. Nu l-a primit, sigur. Eu așa zic că nu l-a primit. Dacă dăm
scapare la toți țăranii din ăsta. E momentul și pentru dumneavoastră să adresați... A, deja avem o întrebare aici. Nu știu unde e microfonul. Nu, microfonul unde este? Microfonul e la tine. Păi nu, trebuie să mai fie un al treilea microfon, dar nu știu unde este. A, păi adu-l aici, că este cineva cu întrebare. Acum. Bună seara! Vă să spun că ați intrat foarte bine în loc. Dacă nu aveți fit aici în față, vezi cât sunteți dumneavoastră, într-adevăr. Și prima mea întrebare aș vrea să vă dau, adică ce v-a determinat să găsiți așa un loc frumos să descrieți, pentru că este realitatea de astăzi și este bine descrisă, așa, rupt. Și limbajul care eu l-am ați vorbit în film, se deosebește de cel care îl văd în față.